ziua tuturor și bine ați venit la o nouă lecție virtuală de limbă și literatură română în clasa a doua. Sunt Nina Mândru și vă asigur că vom avea parte de o lecție interactivă, interesantă și plină de splendoare. Dragi elevi, bucurați-vă de sănătate și lecții pline de înțelepciune. Astăzi vom simți împreună lumea miraculoasă a cuvântului frumos și corect. Vasile Romanciuc spune: să-ți fie atât de drag cuvântul, încât atunci când îl rostești, să crezi că însuși Eminescu ascultă ce și cum vorbești. Deci, suntem chemați să îndrăgim cuvântul matern, să vorbim o limbă dulce și armonioasă. Pentru început, vă propun să pronunțați clar denumirea obiectelor sugerate de imagini sau denumirea cuvintelor din imaginile următoare. Deci, să începem. Fereastră, cicoare. Aflați, dragi elevi, că cicoarea este o plantă care se întâlnește pe marginile drumurilor prin toată țara. Ghiozdan, pom. Iar acum, spuneți, cum se mai zice la fereastră? Geam. Dar cum se mai spune la ghiozdan? Geantă. Și cum se mai spune pomului? Copac, arbore. Așa este, dragi copii. Fiți atenți să repetăm cuvintele pereche. Fereastră, geam. Ghiozdan, geantă. Copac, pom sau arbore. Deci, ce puteți spune despre aceste cuvinte? Ele sunt cuvinte cu înțeles asemănător. Mă bucur pentru voi și trebuie să utilizăm aceste cuvinte în vorbire pentru a avea o exprimare clară, completă și bogată. Iar acum vă invit să fiți atenți la următoarea imagine, text. Haideți să citim textul. E iarnă, zăpada acoperă pământul înghețat, casele au îmbrăcat cu șmea albe de zăpadă, copiii se joacă prin zăpada moale. Ați observat ce cuvânt se repetă? Cuvântul zăpadă. Haideți să citim al doilea text. E iarnă, fulgii de nea acoperă pământul înghețat, casele au îmbrăcat cu șmea albe de omăt, copiii se joacă prin zăpada moale. Acum vă rog să urmăriți atent ambele texte și să spuneți care dintre ele vi se pare mai reușit, primul text sau al doilea. Adevărat, al doilea text pare mai reușit, deoarece aici, în acest text, în loc de cuvântul zăpadă, s-au scris și alte cuvinte care sunt cu același sens pentru cuvântul zăpadă. Fulgi de nea, omăt. Deci, să ne amintim, cuvintele nea, zăpadă, omăt sunt cuvinte cu sens asemănător. Dragi elevi, știu că preferați poveștile și vă propun în continuare să observați imaginea următoare. Cine este personajul? Carap alb, din povestea cu același nume, scrisă de Ion Creangă. Și știți voi cine erau eroii lui, prieteni ai lui Carap alb? Așa este. Setilă care bea foarte multă apă. Ochilă care vedea de departe. Gerilă care mereu îngheța și să stătea doar lângă foc. Flămânzilă care mânca foarte mult și niciodată nu se sătura. Și păsărilă lăți lungilă care era un arcaș iscusit. În continuare, vă îndemn să citiți poezia despre uriașii prieteni ai lui Carap alb. Sunteți pregătiți? Haideți să citim împreună. Vai, gerilă, mor de frig, nici în râu nu mă scald, ba,
Eu, frate, mor de... Vai, sietile, nu mai beau, apa-i multe, balta-i plină, ba eu zic că e... Flămânzilă, nu mai pot, mare e cel polonic, ba eu zic că e prea... Măi, ochilă, unde ești? Ești departe, peste ape? Ba, îți sunt destul de... Dragi elevi, ce ați observat? Poezia nu are sens. Haideți, deci, să încercăm împreună să o completăm. Sunt sigură, ne va reuși. Deci, potriviți oral în spațiile libere cuvinte cu sens opus pentru cele colorate în roșu. Să încercăm împreună. Vai, gerilă, mor de frig, nici în râu nu mă scald. Ba, eu, frate, mor de cald. Vai, setilă, nu mai beau, apa-i multă, balta-i plină, ba, eu zic că e puțină. Flămânzilă, nu mai pot, mare e cel polonic, ba, eu zic că e prea mic. Mai ochilă, unde ești? Ești departe, peste ape? Ba, îți sunt destul de aproape. Dragi elevi, să recitim cuvintele perechi din fiecare strofă, deci cuvintele scrise cu roșu. Să începem. Frig, cald, multe, puține, mare, mic. Departe, aproape. Sunteți de laudă, copii! Cuvintele cu sens opus, la fel ca și cele cu sens asemănător, fac exprimarea noastră mai convingătoare. Dragile, se vede că sunteți harnici ca albinuțele, deci vă propun să exersăm îmbogățindu-ne exprimarea. Găsiți cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele de pe petalele florii roșii. Deci, începem. Ingenios, deștept, isteț. A proteja, a ocroti, a apăra. Frumos, minunat, superb. Izbândă, victorie, biruință. Obosit, ostenit. Dar, cadou. Sunteți de laudă. Haideți să descoperim cuvinte cu sens opus pentru cele scrise pe petalele florii galbene. Scump, ieftin. Primii, ultimii. Subțire, gros. Urcă, coboară. Tânăr, bătrân. Sărac, bogat. Micule școlar, și tu vei fi bogat purtând mereu averea învățăturii. Elevi, ia priviți ce pasăre minunată! Știți voi oare cum se numește? Adevărat, e pasărea colibrii, mica și gingașa minunea a lui Dumnezeu. Se spune că cele mai interesante și cunoscute caracteristici ale colibriului sunt viteza extrem de rapidă a aripilor și abilitatea sa uimitoare de a se mișca. Ea poate plana în aer, poate zbura înapoi și lateral, poate zbura la viteze mai mari, fără să obosească. Știu că aveți și voi destulă energie și vă propun să vă ridicați, să imitați zborul unei păsări. Și dacă v-ați relaxat un pic, vă propun un joc de-a cuvintele cu sens opus în următoarele proverbe. Citiți-le cu atenție și completați oral fiecare proverb cu un cuvânt cu sens opus celui evidențiat. Adună vara ca să ai iarna. Adevărul și minciuna sunt dușmani.
Fă-ți prieteni noi, dar nu uita de cei vechi. Învață la tinerețe ca să știi la bătrânețe. Cu elevii steți, te simți mereu în acțiune, sunteți de laudă și în continuare vă propun ceva interesant. Citiți atent propozițiile de sub imaginile următoare. La menagerie am admirat 2 lei prietenoși. În portmoneu au mai rămas lei. Ce ați observat, copii? În ambele propoziții este cuvântul lei. Să recitim prima propoziție. La menagerie am admirat 2 lei prietenoși. Care este sensul cuvântului lei? Așa este. Animal. Deci leul este un animal, un mamifer carnivor, de talie mare, cu blană scurtă, de culoare gălbuie. Acum să citim, să recitim a doua propoziție. În portmoneu au mai rămas lei. Ce sens are cuvântul lei? Adevărat, este unitate monetară întâlnită în Republica Moldova și România. Ați observat că cuvântul lei are aceeași formă la scriere, dar se rostește la fel, însă sensurile îi sunt diferite. Ca exemplu, mai pot servi cuvintele mare și delfin mare. Se scriu la fel, se rostesc la fel, dar sensurile sunt diferite. Sare, produs alimentar, și sare, cuvânt acțiune. Dragi elevi, la final de lecție vă îndemn să completați frumos, clar și expresiv ideile, schimbând cuvântul evidențiat cu un cuvânt care are sens asemănător. Sunt sigură, o să vă descurcați. Declar lumii întregi că toamna este frumoasă. Declar lumii întregi că am citit o carte interesantă. Iar eu, dragi elevi, declar lumii întregi că voi sunteți perseverenți, adică stăruitori, tenace. Vă las în armonia cuvântului frumos și a prieteniei. Vă las în armonia cuvântului frumos, dar și a prieteniei. Țineți minte, cuvântul îndulcește, dar și amărește.